Mă întreb ce să mai postez. Ia să văd ce a mai postat White. Aha, aha. Bă, nu știu. Da, nu-mi prea-mi place nicio idee. Ia să văd ce a mai postat Ganicus. Așa, așa, Minecraft, Minecraft, Minecraft. Ha! Asta e bună. Dar stai. Eu nu joc Minecraft pe canal. Da, aș putea să fac asta cu GTA 5. Ce idee bună! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. Ei bine, astăzi vreau să vă prezint chestii pe care nu le știați despre GTA 5. Aș aprecia foarte mult dacă ați apăsat pe acel buton de like să strângem 3000 de like-uri și să-mi lăsați în comentarii dacă vreți să facem și partea a doua de la acest videoclip. Bun, hai să începem! Pentru a da mai mult damage decât cu pumnul, poți folosi un sticky bomb sau un proximity mine. Dacă cineva încearcă fără acces să intre în mașina voastră Ruiner 2000, va fi electrocutat. Dacă sunteți CEO și vă sunați secretara pentru a vă chema un elicopter, vă puteți teleporta cu el direct la birou sau la un warehouse, urmând două animații foarte, foarte șmechere. În first person ești puțin mai rapid decât în third person. Dacă arunci din greșeală un sticky bomb sau un proximity mine pe jos, îl poți anula apăsând pe alt și selectând un caracter, iar apoi apăsând pe back, apoi vei vedea că a dispărut. Din păcate, acest truc nu funcționează și asupra grenăzilor. Dacă spamezi Space și Shift pe un BMX, poți ajunge la viteze foarte, foarte mari, similare cu a unei mașini normale. Odată perfecționată această tehnică, vă va oferi mult mai multă viteză. Dar și așa este o metodă bună pentru a face un pariu cu prietenii voștri. Dacă te îmbeți atât de tare încât de-abia mergi și te urci la volan, vei fi urmărit în continuu de poliție. Chiar dacă tu vei suna la Lester, ei te vor urmări până îți va trece efectul, ei încercând să te aresteze. Abia după ce scapi de efectul băuturii, poți scăpa de poliție. Dar, din păcate, acest efect durează foarte, foarte mult. Bun, deci astea au fost 7 chestii pe care nu le știai despre GTA 5. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apeși pe acel buton de like ca să strângem 3000 de like-uri la acest episod și să-mi lași un comentariu spunându-mi dacă vrei să fac și partea a doua la acest videoclip. Bun, eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!